În urma semnalelor primite din presă, din partea societății civile și a oamenilor de cultură din plan local, am gândit întregul proiect investițional în jurul casei doctorului Constantin Lupulescu, care, în calitate de prieten al lui Brâncuș, l-a găzduit de mai multe ori în perioada edificării ansamblului sculptural Calea Eroilor. Această bijuterie arhitectonică va fi restaurată și pusă în valoare ca parte a viitorului complex turistic și de agrement, anunță societatea Crescendo printr-un comunicat de presă. Casa Ana va conține spații verzi cu mac Noli și Platani, locuri de joacă pentru copii, o terasă de iarnă-vară cu 300 de locuri, două săli de conferințe, două restaurante, un English Bar, o cofetărie-pizzerie cu laborator propriu, o linie de autoservire și serviciu de catering. Noul complex turistic și de agrement va fi inaugurat în a doua parte a anului viitor.